Este o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră. Mulțumesc pentru că m-ați invitat. Mulțumesc pentru că aveți grijă de prietenul meu, Dr. Lazar Gog, un simbol al creștinismului evanghelic românesc peste tot în lume. Vă mulțumesc pentru că vă păstrați autenticitatea. Timp de mii de ani, poporul Israel a fost împrăștiat în toate colțurile lumii. Frați țigani, purtăm în sufletele noastre aceeași vibrație a suferinței, a respingerii, a progromului, a răutății celorlalți, dar suntem încă aici. În anul 1800, cei ca voi, părinții părinților voștri, au fost sclavi, loviți, bătuți, violați, fără drepturi, dar sunteți încă aici. Pentru că în voi este un strigăt după un tată care vă cheamă acasă. Acest tată pe care voi îl aveți este același pe care l-au evreii și care v-a dat dreptul să vă numiți fii și fiice de Dumnezeu. Mulțumesc pentru că nu v-ați pierdut rădăcina, autenticitatea. Păstrați-o până când ne-o chema Dumnezeu acasă. Ritmurile voastre, pasiunea pentru muzică, frumusețea în care vă exprimați sufletul, e unic. Vă mulțumesc însă că mi-ați făcut parte de această bucurie. Ascultați. Maestre, înainte să intru în cuvânt, cum ai putea cânta așa? Eu nu mă pricep la muzică, dar vă pricepeți voi. La, 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 la. La, la. La 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 la. Hai să murmurăm. La 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 la. Ascultați acum. Kolod Baleva Penia Nefesh Yehudi Fatima. Este un text sacru, scris aici în România. Kolod Baleva Penima, haide. Kolod Baleva asta, că învățăm până la capăt. Zice așa textul: atâta vreme cât în inima din pieptul meu încă bate, în cazul meu, un suflet evreiesc sau țigănesc, românesc, el tânjește și ochii mei privesc către Canaan. Către Canaanul ceresc. Până la sfârșit îl învățăm. Acum să intrăm în cuvântul lui Dumnezeu. Maestre, vreau să fii foarte atent, pentru că astăzi îți dau libertatea
să te joci cu acea claviatură când Duhul lui Dumnezeu îți spune pe inimă. Dar ascultați ce vă spun. Textul sacru al Bibliei. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel drept va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu-și mai găsește plăcere în el. Doctorul Lazar Gog v-a transmis mai devreme. Toate vor arde. În ce îți pui nădejdea? Savanții ne spun, nu oamenii simpli, savanții ne spun că omenirea a intrat într-un ciclu de autodistrugere. Savanții spun că pământul acesta nu mai poate să suporte viața. Se pregătește să-și tragă cortinele. Am fost avertizați de mult că va veni o clipă ca aceasta. Întrebarea mea pentru tine astăzi este: cum ești, cât ești și unde te pregătești ca să te întâlnești cu Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul românilor, Dumnezeul evreilor, Dumnezeul țiganilor, Dumnezeul care ne-a primit și ne-a dat titlul de prinți și de prințese ale Lui. Evreii au avut un gând. Vrem să ne întoarcem acasă. Timp de 2000 de ani i-au tânjit să se întoarcă acasă. Dumneavoastră și cu mine avem exact același gând, să ne întoarcem acasă. Mai știm adresa, mai știi adresa cerului. Fii atent. Domnul Iisus Hristos ne-a spus și ne-a avertizat că trebuie să fim atenți la un aspect care să ne arate cât de dornici mai suntem de cer și cât de dornici mai suntem de lume. În vremurile din urmă, în vremurile cele mai de pe urmă, se vor întâmpla câteva aspecte ciudate. Peste lume va veni un întuneric mare, spiritual. Tu și cu mine avem un rol în acest întuneric spiritual. Și anume să fim lumini. Poate cineva dintre voi să definească lumina? Lumina este o undă electromagnetică. Ascultați bine ce vă spun. Pentru ca lumina să poată fi vizibilă și să-și facă efectul, trebuie ca pe undeva pe acolo, pe lângă ea, trebuie să fie mult întuneric. E cineva care dacă aprinde o lanternă ziua, face ceva cu ea, îi trebuie cumva. De ce Dumnezeu te-a lăsat să fii lumină în lume? Pentru că în lume este întuneric. Voi sunteți lumina lumii. Poate că tu te întrebi, eu? Dar eu nu știu să scriu. Eu nu știu să citesc. Frate, uită-te la mine. N-am haine scumpe. Dar știi să cânți. Dar știi să fii drept atunci când toți fură în jurul tău. Dar știi să zâmbești când toți sunt acri. Știi să întinzi mâna și să-l ajuți pe cel nevoiaș atunci când toți îi întorc spatele. Știi să fii omul lui Dumnezeu acolo unde sunt doar emisarii celui rău. Voi n-ați fost și eu n-am fost puși în această lume să luminăm între lumini. Voi sunteți lumina lumii și lumina luminează în întuneric. De ce? N-a putut oare Dumnezeu să lumineze el? De ce a avut nevoie de un amărât ca mine? Pentru că nu ești deloc amărât.
Ascultați-mă ce vă spun. Orice regat are într-un ținut străin ambasadori. Își trimite acolo ambasadori. Ambasadorul Statelor Unite, ambasadorul Chinei, ambasadorul Israelului, ambasadorul României. Tu și cu mine suntem ambasadorii unui împărat etern. Eu? Ai putea întreba tu? Eu care... Șeful îmi spune că nu dă doi bani pe mine? Nu uita, în lume vei avea necazuri. Și cu cât vei lumina mai tare, cu atât inamicul va vrea să suprime lumina din tine. Dar ține minte ce spun. Și a spus-o răspicat părintele Lazar. S-a infiltrat între noi un spirit, un duh. Există niște animale marine care produc lumină. Există niște insecte care produc lumină. Animalele marine încep să strălucească în întunericul și în abisul oceanului, nu ca să facă o lume mai frumoasă de jur împrejurul lor, ci pentru că acei pești naivi, atrași de lumina aceea, să vină exact în capcană, să fie înhățați, devorați și viața lor să se sfârșească. Aceasta se numește bioluminescență. Nu este o lumină naturală. Este produsă prin combinarea unor elemente chimice din viețuitoarele acestea cu un scop precis. Ca să atragă în capcană, să înhațe, să distrugă. Ascultați bine ce vă spun, frații și surorile mele, oameni onorabili ai lui Dumnezeu. În lume s-a strecurat un duh care produce lumină falsă. Și noi trebuie să veghem în aceste vremuri și am fost avertizați. Cuvântul ne spune că noi suntem lumina lumii și lumina aceasta luminează în întuneric. Dar textul nu se oprește aici. El vine și ne mai adaugă un detaliu. Voi sunteți sarea pământului. Și dacă sarea își pierde gustul, cine o să-i mai dea iarăși puterea de a săra? Nu mai rămâne atunci nimic de făcut decât ca ea să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Acest text a adus o mare confuzie în lumea teologică de-a lungul timpului. De ce? Nu trebuie să fii savant ca să știi că sarea nu-și pierde niciodată gustul. O poți dilua în apă, o poți pune în mâncare, ea nu-și pierde gustul, ea dă gust. Sarea rămâne sare. Ca să poți duce sarea într-un astfel de stadiu ipotetic în care să-și piardă gustul, trebuie să o strici chimic, să o destructurezi. Fiți foarte atenți. Voi aici sunteți copii deștepți. Eu știu că voi pricepeți în detaliu ce vă spun. Pentru că eu știu pe cine am în față. Duhul vorbește. Pentru ca sarea să nu mai fie sare, trebuie să o rupi, să-i rupi cele două elemente chimice din care ea este compusă. Știe cineva din ce este? Din? Sodiu și clor. Trebuie să dai sodiu afară și clorul afară. Știe cineva ce este clorul? Un gaz, nota 10. Un fel de pneuma. Știe cineva ce e sodiu? Un metal. Foarte bine, nota 10. A ce vă aduce aminte când eu vă spun un element fizic și un element pneuma? Ca un gaz. Dumnezeu
a suflat în nările omului suflare de viață. Când Dumnezeu folosește acest simbol, nu se referă la sarea aceea cu care noi ne condimentăm mâncarea. Hai să vă mai spun ceva, pentru că sunteți copii deștepți. Pentru evrei, sarea este un simbol care înseamnă un legământ. Levitic, capitolul 2, scrie: de pe nici una dintre jertfele de mâncare să nu lipsească sarea. Pentru că sarea este legământul lui Dumnezeu cu omul. Voi sunteți sarea pământului. Cu alte cuvinte, voi sunteți simbolul legământului dintre Dumnezeu și oameni. Voi sunteți ambasadorii unui rege care într-o țară îndepărtată ca aceasta aduc gust, aduc mentalitatea, aduc practica, aduc credința împăratului. Când toți aceia care se vor uita la tine, ei vor trebui să vadă nu un om, ci un fiu de Dumnezeu. Dar eu nu-s pregătit, ai putea spune tu. Ba da. Nu trebuie să ai un standard de înălțime, de greutate, o culoare a pielii. Frați țigani, eu nu sunt alb, dar m-a ales Dumnezeu așa cum sunt. Avram a fost ca voi și nu i-a fost rușine. A venit timpul să ne ridicăm din stereotipurile mizerabile pe care lumea le-a pus peste noi. Cel mai urât lucru, cea mai mare jignire pe care o puteai spune în poporul român era următoarea: ești jidan sau ești țigan? Eu sunt mândru că sunt jidan. Să fii mândru că ești țigan. Pentru că ești prinț, ești prințesă de Dumnezeu. Și când vei ajunge sus, s-ar putea ca toți aceia care s-au uitat cu superioritate la tine să se uite în sus. Dar trebuie să ieșim de sub această carapace. Și acolo unde suntem, la locul de muncă, pe stradă, la businessurile voastre, lumea să vadă în voi un ambasador autentic. Cum să o facă? Satan este șiret. Șeitan, în limbile arabice, înseamnă acuzator, procurorul care vine să acuze. Asta este titlul lui. Numele este Nahaș. Nu intrăm în detalii. El vine și acuză. L-ai văzut, Doamne? Ai văzut-o, Doamne? Dar ca să spună asta, îți spune în față câte o ispită. Și încă una. Și încă una. Și încă una. Noi de multe ori dăm vina pe necuratul. Se zice că la un moment dat, un călugăr a găsit un ou, chiar în ziua de post, și era o foame, dar era ziua de post. Și prin curte, ca niciodată, să plimba starețul. Dar l-a ascuns repede, l-a băgat în sutană și a așteptat momentul. A ajuns în cameră și s-a tot gândit, ce să fac? Mi-e foame. Dar zice, mănânc ou, dar nu pot să-l mănânc crud. Și i-a venit o idee. Îl pun în lingură și îl prăjesc la lumânare. Și stat el acolo mult și a așteptat și exact când a început ouul să troznească,
se aude o ciocănire și intră starețul furios. Zice, ce ai făcut, ai încălcat postul? Nu, părinte, nu eu. Necuratul m-a pus. Acum necuratul care era și era acolo în colț ascuns. Că știți că se ascunde de multe ori prin biserici. N-a mai suportat și a spus, Doamne, nu eu. Drept dovadă să știi că nici prin cap nu mi-a trecut că un ou se poate coace la lumânare. Vedeți? Noi dăm mereu vina. Necuratul. Când ne venim în fire și îmi spune, Doamne, iartă-ne că noi suntem. Ca să fii sare, trebuie să te asiguri de un lucru. Ăsta e principal. Că acel clor, acel gaz, e încă împreună cu sodiu. Că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este încă în tine. Aleluia. Dar de unde știi? De unde știu? Domnul Iisus Hristos a fost chestionat cu privire la aceste lucruri. Și ca un pedagog bun, le-a spus, știi, după roadele lor îi veți cunoaște. Luați aminte la roade. Căci oamenii nu culeg struguri din spini și smochine din mărăcini. După roadele lor îi veți cunoaște. Vă întreb, mai avem roade care să arate că suntem copaci verzi și buni? Sau am rămas doar cu frunzele? Sau am rămas doar cu acele crengi uscate care tânjesc după apa spirituală? Maestre, ascultă-mă! N-a venit oare timpul să ne întoarcem la Dumnezeu cu adevărat? Dar de ce, ai putea întreba tu? Poporul evreu prin rabinii săi au înțeles că aceasta este ultima generație. De unde știu? Frate, te rog să pui pe ecran Psalmul 102, versetul 16, 17 și 18. Domnul va zidi iarăși Sionul și se va arăta în slava sa. Sionul este muntele lui Dumnezeu, este același titlu care se dă Ierusalimului, dar și Israelului câteodată. Da, Domnul, du-te înapoi, Domnul va zidi iarăși Sionul și se va arăta, și acum mergem înainte, el ia aminte la rugăciunea nevoiașului și nu-i socotește rugăciune. Acest lucru să se scrie pentru neamul de oameni care va veni și poporul care se va naște să laude pe Domnul. În limba română e un pic generalizat. Neamul de oameni care va veni în limba ebraică se scrie Aharun, care pentru evrei înseamnă ultimul neam al istoriei. Generația care va încheia istoria. Deci, să se scrie lucrul acesta pentru generația ultimă. Ce lucru? Că Domnul se scoală să ridice iarăși Sionul. Și că va naște un popor care să laude pe Domnul. În psalmul acesta este vorba despre renașterea poporului Israel. 14 mai 1948, acum 76 de ani, Israel a fost renăscut, miraculos, într-o singură zi. 19 ani mai târziu a primit înapoi Ierusalimul. Într-o singură zi, printr-o singură decizie, s-a împlinit Psalmul 102. Și atunci rabinii mesianici au spus, este ultima generație. Pe ce ne bazăm? A promis Dumnezeu. Biblia nu minte. Acolo scrie negru pe alb. Ultima generație
este generația în care Ierusalimul și Israelul vor fi reînființate. Știți când au fost ele desființate? Israelul și-a pierdut autoritatea totală și suveranitatea asupra teritoriilor sale în anul 606 înaintea erei noastre. V-a vorbit doctorul Lazar Gog despre Nebucadnețar. Din momentul acela, timp de mii de ani, ei au fost pentru o perioadă doar chiriași la ei acasă, stăpânii erau alții. Iar apoi, după anul 131 până la 136, era noastră, prin decizia imperatorului roman, au fost scoși cu totul, trimiși în toate corțurile imperiului și aparent li s-a șters urma ca să nu mai creeze probleme și răscoale. Dar evreii aveau un gând. Ei știau că Dumnezeu a promis că îi va reînființa, îi va reconstrui și s-a întâmplat. De atunci au trecut 76 de ani. Cât credeți că suntem de aproape să se termine generația? De atunci au trecut 76 de ani. Știți că unii spun nu că Domnul e cu mâna pe ușă, pe cleanța ușii, ci că această cleanță este deja apăsată și că deja se aude cum se deschide ușa. Dacă vă uitați pe scena politică, totul îți prevestește că vine ceva. În lumea economică, totul prevestește că vine ceva. Războaiele prevestesc că vine ceva. Atacul iminent asupra Iranului și bazelor lor nucleare îți prevestește că vine ceva. Doctorul Lazar Gog vă va explica pe larg când va veni timpul despre arcul Elamului și cum va fi frânt și ce se va întâmpla acolo. Trăim vremuri profetice, vremuri apocaliptice. Vremurile, și când spun apocaliptic, nu spun lucruri ca să ne sperie, apocalipsis în limba grecească înseamnă de descoperire. Prin vremuri de descoperire. Duhul Sfânt nu mai vorbește astăzi, strigă! Dar urechile noastre s-au înfundat, s-au obișnuit cu binele. Mulți dintre noi mimăm credința. Mulți dintre noi am început să obosim. De unde știu asta? Matei 25. Atunci când va veni împărăția cerurilor, ea se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Dar de ce 10, a zice voi? Mireasa nu e una singură? Biserica e mireasa lui Hristos, de ceea ce sunt 10? Textul acesta este dictat evreilor ca să înțeleagă pe limba lor. Unui evreu trebuie să-i vorbești pe limba lui, că altfel e un căpățânat ca un catâr. Acum o știți și voi, că și la român trebuie să le zici pe limba lor, că altfel sunt și ei încăpățânați. Ca români. Eu vorbesc de noi. De voi nu-mi permit să spun altceva. Eu vorbesc de noi, evreii, suntem ca și catâri. Că o spune Biblia. Ești ca un catâr. 10 în cultura evreiască este semnul pentru o adunare. Nu puteai să ai o adunare fără 10 oameni. Dacă te duci sâmbătă la sinagoga, până nu se adună 10, nu începe. Toată lumea stă și dacă nu vine al 10-lea, se pleacă acasă. Nu poți să desfășori serviciu până nu vine numărul de plin. Rezonează cu voi conceptul ăsta, numărul de plin. Până când nu intră numărul de plin al neamurilor, Dumnezeu nu ia biserica de aici. S-ar putea ca unul din voi să fiți ultimul. Vă rog din suflet, nu ne țineți pe toți în loc. Vrem să plecăm acasă. Pentru cei care veniți mâine la
izvorul mântuirii, am să vă explic pilda aceasta în detaliu. Astăzi am făcut doar un, englezii zic, un teaser, o introducere. O gustare, așa. Atunci împărăția se va asemăna cu niște fecioare. Doar că între ele s-au găsit 5 neînțelepte. Vă spun doar ce înseamnă cuvântul ăsta. Ca să luăm aminte. Moros, musterion, nu înseamnă lipsit de inteligență. Înseamnă în cuvântul original un om ascuns. Un om care zice una și face alta. Un om care mănâncă din două străchini în același timp. Una ciobită ca să fie considerat merit și una ascunsă în odăița lui din aur. Un om care e un sfânt în fața noastră, dar un nenorocit în așternutul lui. Un om de dat minciunii. Un om care a uitat cu ce preț a fost plătit. Un om care a uitat că Dumnezeu a trebuit să se facă om. Pentru ca tu și cu mine să devenim fii de Dumnezeu. Un om care a uitat că a fi om nu e o întâmplare. A fi om e lucru mare. Ce este de făcut, frații mei? Dacă Duhul Sfânt strigă și te imploră astăzi, o face pentru că te iubește și ne cheamă la pocăință. Pocăit nu este un termen umilitor. Metanoia este termenul de origine. O minte nouă. Un om care s-a deșteptat. Un om luminat de Duhul. Un om care n-are nevoie neapărat să scrie teze după teze după teze, ci pur și simplu să înțeleagă că trebuie să-L practice pe Dumnezeu în viața lui. Am ajuns într-o stare în care ne place să trăim prin viețile celorlalți. Să dăm sfaturi celorlalți, fără să ne mai dăm nouă. A venit vremea în care să profităm de bunătatea lui Dumnezeu. Și El, pentru că ne iubește, ca un tată bun, preferă pentru un moment să plângă și să ne mângâie și să spună, te mai las o vreme. Dar să știi, va veni vremea când lacrimile Lui nu vor mai fi. Când lumea aceasta va arde cu tot ce este în ea. Vino cu mine acasă. Timp de milenii, în sufletul poporului evreu a fost acest gând. Câtă vreme în inima mea se zbate un suflet de evreu, atâta timp cât ochii mei mai văd, n-am să încetez să mă uit spre răsărit, să mă uit înspre Sion. Câte vreme mă uit, speranța mea nu e pierdută. Speranța mea de mii de ani ca să fiu un om liber în țara mea, în patria Sionului, pe pământurile Ierusalimului, n-a murit. Acesta este imnul de stat al Israelului. Se numește Hatikva.
se aseamănă cu ceea ce gândim și noi, creștinii. Câte vreme avem în noi Duhul lui Dumnezeu. Să lăsăm să bată, să ardă păcatul din noi și să ne pună un dor și mai mare pentru acasă. Prietene, a venit vremea ca atunci când Satana îți va spune, pune mâna și fură, să iei în sfârșit decizia în care să spui, sunt mai bun de atât, sunt mai puternic de atât. Când vei fi tentat să te uiți cu poftă la nevasta altuia, să spui, eu nu mă cobor la nivelul acesta, sunt mai bun de atât. Când ceilalți te vor ispiti să-i jignești, să spui ție, eu sunt mai bun de atât, pentru că am valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că El m-a ales să fiu lumină și de data aceasta strălucesc. Nu mai ascundeți lumina care e în voi. Frați țigani, aveți o frumusețe rară. Lăsați-o să se vadă. Să nu vă mai fie rușine de ce sunteți și de cine sunteți. Lăsați frumusețea aceasta să se vadă. Pentru că veți împărăți cu Dumnezeu. Vă iubesc. Să știți că în inima mea aveți un loc aparte, pentru că mă regăsesc în voi, în lacrimile voastre, în suferințele voastre, în stereotipurile care ne-au înjosit, în barbaria aceea cu care am fost făcuți sclavi, în care am fost coborâți la nivel de animale, în care ni s-a luat onoarea, ni s-a luat strălucirea, dar ne-am încăpățânat, frații mei, să strălucim chiar și cu ultimul strop de energie. Și strălucirea aceea a amplificat-o Dumnezeu. Frații mei, vă iubesc. Și dacă Dumnezeu nu va mai îngădui și va veni și ne va lua de aici, în ceruri, aveți un loc special lângă mine. Omul care mi-a înmuiat inima se numește Ionică. Are o pălărie cât roata carului. Când zâmbește, zâmbește cu dinții lui de aur. Nu știa scrii, nu știa citi, dar știe un singur lucru. Un țigan din Onești. Și îmi spune doar atât. Frate Florin, eu te iubesc pentru că ești fratele meu. Și eu, când am să fiu acasă, am să-ți dau ție să bei din cupa mea de aur. Pentru că m-ai adus să-L cunosc pe Dumnezeu. Sunteți iubiți, frații mei. Mult iubiți. Hai să-L aducem pe Dumnezeu mai repede să ne ia acasă. Dacă printre voi e cineva care încă se gândește, ascultați-mă ce vă zic. Vine Domnul. Vine Domnul. Și scăpăm de poveri. Vă iubesc. Vă iubesc. Vă iubesc. Amen.